Victor Ponta le-a cerut parlamentarilor USL că amnistia ar trebui să se refere la pedepsele mai mici de 5 ani și să nu includă faptele de corupție. În așa fel ar fi vorba de amnistierea pedepselor mici pentru a decongestiona sistemul penitenciar, care în prezent nu mai face față. Proiectul privind amnistierea și grațierea unor pedepse urmează să fie supus votului în plenul Camerei Deputaților, for decizional la acest act normativ, după ce Comisia Juridică a adoptat luni seara raport favorabil cu amendamente. Proiectul inițiat de către deputații Mădălin Voicu și Nicolae Păun a fost analizat în Comisia Juridică, fiind adoptate o serie de amendamente luni seara, în condițiile în care la lucrările Comisiei au participat un sfert din totalul de 27 de membri. Adoptarea raportului favorabil asupra proiectului în Comisia Juridică nu a fost făcută publică. Conform unor surse parlamentare, urmare a amendamentelor adoptate de Comisie, proiectul prevede amnistierea infracțiunilor pedepsite cu închisoare de până la 6 ani și grațierea pedepselor cu închisoarea de până la 7 ani. Termenele inițiale erau de până la 4 ani pentru amnistie și de 7 ani pentru grațiere. Proiectul de lege a fost respins în luna mai de Senat și urmează să intre la vot în plenul Camerei, care este forul decizional. Indicele de ocupare din pușcările românești este de 118%. În penitenciare se află 33.423 de condamnați definitiv și arestați preventiv, iar capacitatea maximă este de 28.166 de locuri. Orice deținut care dă în judecată România la CEDO câștigă garantat. Numai anul trecut statul a fost obligat să plătească despăgubiri de aproape 120.000 de euro. Astfel de decizii au fost luate și în alte state din Europa, din motive similare. În momentul adoptării raportului, Victor Ponta nu se afla în țară.